Vreau să știu dacă te-ai ținut de cuvânt cu Ramona. Nu m-am ținut de cuvânt cu Ramona, pentru că mi-am dat seama că nu vreau să fac traseism electoral. Da. Să duc oamenii cu mașina eu la vot. Cum păi turism electoral. Nu se cheamă. Și-a încălcat promisiunea. Turism electoral. Deci, după cum știți, sâmbătă și duminică și mici business-uri din cartiere au declarat, bă, dacă votezi, să votezi, nu contează cu cine, îți dau o cafea sau un covrig. Sau... Corect. Ristei s-a aliniat și pentru că Ramona n-a avut mașină în weekend, sau mă rog, cutia de chibrituri galbenă, nu se poate numi așa. Nu aveam. De ce nu ai? Pentru că e la service. Ok. Pentru că a tăiat-o cu flexul? Nu, asta e răspunsul, a tăiat-o cu flexul, nu că e la service. Păi e la service pentru că a tăiat-o cu flexul. Florina a întrebat-o pe Ramona, bă, te duci să votezi? Ramona a zis, m-aș duce, dar n-am cu ce. Zice, te duc eu. Și Ramona zice, dacă vii și mă iei de la scară... Și mă duci toată săptămâna următoare acasă. Toată săptămâna următoare mă duci acasă de la emisiune, că n-am cu ce să plec. Pentru asta votai cu cine? Și a promis, da. Nu mai e la fel, nu mai e cu pungi. Nu pot să... Păi nu vreau pungi. Vrei pomană să te duc o săptămână? Tu ai zis, trebuia să-ți exerciți dreptul la vot ieri. Era doar spirit civic, ăsta nu era pomană la o adică. Ok. Bun, dar tu ai buletinul unde stai? Nu, îl am în alt sector. Deci eu stau în 1 și l-aveam în 6. Ai metrou nou? Te duci cu metrou în 6. Păi n-am de la 1 până la 6. Trebuie să mă duc de la mijloc să ajung la 6 undeva. Ok. Iată, doamne și domnilor, de ce... pentru că n-avem metrou la Reșița, doar 27%.